Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă te-ai născut în această zi de 4 octombrie, ești o muncitoare dură, deșteaptă și ambițioasă. În ciuda temperamentului artistic, ai seriozitate și determinare. Cu toate acestea, ești atât de plăcută și de dulce, încât puțini oameni ghicesc determinarea ta de fier. Dorești să obții popularitate datorită realizărilor tale, dar ai nevoie și de dovezi tangibile ale succesului. Dacă trebuie să alegi între profit și faimă, este posibil să preferi numerarul și să lași faima altcuiva. Spre deosebire de majoritatea celor din jur, tu pur și simplu îți trăiești propria viață și te comporți așa cum îți dorești. Deși ești foarte dulce și plăcută, ai o fermitate interioară care rezultă din depășirea dificultăților lumii noastre imperfecte. Acest realism și orientarea spre supraviețuire îți hrănește ironia, observația și un simț al umorului intens. Ești plăcută când totul merge bine, dar fără îndoială, lin în direcția pe care ai ales-o. Tu știi să folosești puterea fără să o faci publică și să fii șeful, fără să-ți afișezi calitățile de voință puternică. De fapt, tu faci întotdeauna o impresie foarte înșelătoare, la prima vedere pari o natură moale și înțelegătoare, dar în același timp, poți fi neclintită acolo unde puterile tale sunt direct afectate. Semnul tău zodiacal aparține constelației Balanță. Semnul zodiacal Balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: înțelepciune, prietenie, diplomație, moderație, pluralism. Indecizia Balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră, tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică a lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zeițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare. Poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și neajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale, deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Aceasta este responsabilă pentru lipsa de determinare, precum și pentru îndoiala de sine. Ai o personalitate ambițioasă, cu calități puternice de conducere, dar materialul pentru tine este mai important decât socialul. Alegerea între faimă și profit o vei face cu siguranță în favoarea profitului. Ai o voință puternică, un miez interior dur. Imperfecțiunile societății moderne îți hrănesc simțul umorului, ironia. Ești capabilă să râzi de orice, chiar și de tine însăți.
Ai o perspectivă unică și uneori chiar excentrică asupra lumii. Cu toate acestea, atunci când îți împărtășești gândurile cu cei dragi, acestea sunt de cele mai multe ori acceptate, apreciate și chiar ești iubită pentru intoleranța ta absolut incurabilă în raport cu realitatea. Poate că astfel de sentimente apar parțial pentru că tu însă-ți iubești oamenii și participi întotdeauna de bunăvoie la tot ceea ce îți oferă societatea. În acest sens, ești profund umană și ești conectată prin legături strânse cu ceilalți. Rareori manifesti snobism, chiar dacă ajungi sus, respirând aerul rarefiat al succesului. Cu toate acestea, tu privești viața diferită decât mulți alții. Pentru tine, situațiile periculoase apar de cele mai multe ori din cauza neglijenței. Ești mândră de familia ta. Chiar dacă tu însăți nu ai copii, vei fi o mătușă iubitoare, soție credincioasă. Te simți bine în societate, ceea ce nu înseamnă totuși că uneori nu-ți place să fii singură, decât dacă desigur, aceasta este alegerea ta personală. Acest lucru dovedește de asemenea că ai o capacitate excelentă de a concentra toate eforturile atunci când lucrezi individual. Principala dificultate cu care te confrunți este că nu-ți manifesti ambiția și preferi o viață plăcută, ușoară și confortabilă. Ai bun gust și obiceiul de a te înconjura cu lucruri frumoase. În absența dorinței interne de a merge mai departe, este posibil să ai nevoie de un stimulant pentru eforturi mai active. Spiritul de luptă se aprinde cu tine atunci când depășești lipsurile personale, obstacolele, respingerea la locul de muncă, lupta împotriva șefului tiranic. Te distingi față de alții nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești sofisticată, feminină, suplă, răbdătoare, ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 4 octombrie soarta ta? Ești calmă prin natură și privești lumea cu realism, îți trăiești viața fără să te uiți înapoi la ceilalți, dar în același timp, ești drăguță și calmă. Adori ca totul să meargă conform planurilor tale. Știi să manipulezi oamenii, dar o faci pe neobservate. Ești un foarte bun organizator și foarte ambițioasă, de aceea poți urca până în vârful scării carierei. Propria ta viziune asupra lumii poate fi excentrică, dar prietenii, rudele și cei dragi înțeleg și acceptă această trăsătură. Poate că asta se datorează faptului că tratezi bine oamenii și adori să îi parte la viața lor. Ești foarte omenoasă, manifesti rareori aroganță chiar dacă ai obținut un succes extraordinar în viața ta. Ești foarte sociabilă, ai abilități de comunicare ridicate și îți faci ușor prieteni noi. Poate că acest lucru provine din faptul că ești excentrică și ai ciudățenii. Deciziile, indiferent de importanța lor, le iei instantaneu. De asemenea, poți găsi o cale de ieșire din orice situație și poți beneficia pentru tine însăți, chiar dacă nu există aparent un beneficiu. Acest lucru se datorează prezenței unui instinct interior care îți indică deciziile corecte. Atitudinea ta față de viață este ciudată. Viața de zi cu zi o vezi într-un mod complet diferit, idealizezi lumea și cheltui multă energie pentru a combate deficiențele ei. Dacă nu părăsești țara viselor la timp, atunci existența ta va deveni foarte dificilă și va fi imposibil să-ți îndeplinești dorințele. Pericolul este de mare interes pentru tine, dar îl privești puțin altfel decât alți oameni. În majoritatea cazurilor, pericolul rezultă din neglijență. Aceasta nu înseamnă că tu cauți pericolul. Înainte de o afacere riscantă, de exemplu, dacă te angajezi în sporturi extreme, vei fi cu siguranță foarte atentă, vei verifica echipamentele și vei lua diverse măsuri de precauție. De obicei, acest lucru este suficient și toate lucrurile se termină cu succes. Dar sunt adesea cazuri în care leziunile sunt inevitabile,
așa că ar trebui să fii mai multă decât vigilentă. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile osoase, contuziile și vânătăile, afectate fiind organele interne. Familia îți este foarte dragă și ești mândră de ea. Dacă dintr-un anumit motiv nu ai proprii tăi copii, vei fi nașă excelentă. Aceste lucruri nu este rău, dar în absența ambiției, te poți scufunda în filistinism. Prin urmare, sfatul pentru tine, nu sta nemișcată, dezvoltă-te, stabilește-ți obiective și fă totul pentru a le atinge. Nu uita să dedici timp dezvoltării spirituale și să lucrezi asupra ta. Dragoste și compatibilitate. O relație strânsă este extrem de importantă pentru tine și te poți simți singură fără un partener de viață, dar este nevoie de mult mai multă decât doar de sentimente pentru a te interesa. Un partener ideal ar trebui să-ți împărtășească obiectivele și determinarea decisivă. O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor Gemeni sau Vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu Scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura mult timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu Fecioara, Rac și Pești. Cu reprezentanții semnului Fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește Peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50-50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Cu siguranță poți fi numită orcaholică. Aceasta este ceea ce ești. Te distingi prin ambiție, determinare. Îți iei activitățile alese în serios. Mai mult, ai o natură creativă. Dacă activitatea ta profesională nu are legătura cu arta în niciuna din manifestările sale, te realizezi în hobby-uri creative. Te străduiești pentru popularitate. Mai mult, statutul nu este cel mai important lucru pentru tine. Ai nevoie atât de dovezi sociale, cât și materiale ale succesului. Ești un realist orientat către supraviețuire. Tu transferi acest principiu din viața obișnuită într-un mediu profesionist. Căutând perfecțiunea, devii specialist excelent în domeniul ales al cunoașterii. Pentru profesionalism, colegii și șefii tăi te prețuiesc. De regulă, nu te grăbești să stai pe scaunul directorului. Poziția managerială îți limitează capacitatea de a trăi așa cum îți dorești. Te simți mai confortabil ca executiv, membra unei echipe profesionale. Sănătate și boli. Ai o pasiune pentru sporturi extreme, pentru situațiile periculoase. Acestea te atrag ca lumina unui bec pentru o molie. În orice situație ești atentă, dar aceste lucruri nu te ajută să-ți menții sănătatea. Pericol pentru tine sunt rănirile. Cel mai adesea, suferi de căderea de nivelări. Punctele tale slabe sunt spatele, sistemul musculoscheletic. Asistența medicală pentru tine este deseori greșită. În loc de 10 de diete, ore în sala de sport și servicii de cosmetolog, ar trebui să limitezi consumul de fast food, tutun, alcool și alți stimulenți. Pentru tine, dragostea carnală este de obicei o problemă delicată, deoarece în acest sens poți fi dezechilibrată cu ușurință, perturbând starea emoțională și, posibil, provocând daune sănătății. În final, dorința de a te bucura pe deplin de viață are ca rezultat o dependență de tutun și alcool, care trebuie controlată și, dacă este posibil, strict limitată. Destinul și norocul. Ai o natură dualistă. Ai o intuiție puternică și viclană. Ești pasionată de misticism și ocultism. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât întăresc acele trăsături de caracter care sunt caracteristice personalității și sunt deosebite de pronunțate. Viața va fi furtunoasă,
Va fi plină de tot felul de situații, iar condițiile de viață vor depinde de modul în care tu singură te orientezi. Dacă arătând milă și iubind pe ceilalți, vei face și vei semăna binele, atunci poți atinge prosperitate în viață, iar dacă alegi calea răului, viața ta va fi fără bucurie. Sfaturi pentru tine. Lucrul la extreme nu este cea mai bună modalitate de a-ți petrece timpul. Îți poți gândi la nervii în moduri mai sigure. Merită să fii atentă la proiecte tematice de agrement. Stabilește-ți obiective și termene. Fă-ți timp pentru latura spirituală. Folosește timpul când ești singură pentru îmbunătățirea de sine. Nu te bloca într-un singur loc, ce cadouri ți se potrivesc pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi un set de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lenjerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație penibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci moi în ton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf. Dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce-ți oferă cadoul nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere mărunțișuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori arginții. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.